Relax, it's summer! Relax Summer la domeniile Martinuții. Din Alba Iulia, din Sibiu, de pe autostradă sau de pe drumuri de munte, de oriunde ai veni, vino la Vinț. Să te întâlnești cu oameni faini, să asculți povești nespuse și să te bucuri de muzici tihnite. Relax Summer la Martinuții. Cu potoale gătite în cuptor, dar poți încerca și bucătăria Fusion de 4 stele, cu seri direct sub stele sau un noul hotel de 4 stele. E alegerea ta, e plăcerea noastră, e Relax Summer toată vara la Domeniile Martinuții în Vințul de Jos, Alba. domeniilemartinuții.ro. Filmele nu se termină când scrie sfârșit. Ele abia acolo încep, cu primele replici care îți rămân în minte. You know nothing, John Snow. Cu episodul pe care îl povestești tuturor și faza căreia pui pauză ca să o vadă toți cu ochii lor. Cu Internet TV, o altfel de televiziune de la Telecom, filmele nu se termină niciodată. Ai canalele HBO, Cinemax și HBO Go incluse. Totul la 5 euro pe lună. Hainet Liberare! Primăvara începe cu un diamant Taylor. Descoperă colecțiile de bijuterii în magazine și pe taylor.ro. Asta, cu abonamentele de mobil Telecom, vezi urzeala tronurilor la HBO direct pe telefon cu 50 de GB video streaming ca să te bucuri de serialele preferate. Totul la 5 euro pe lună. Și pentru cea mai bună experiență video ai acum Samsung Galaxy S8 în rate accesibile. Hainet Liberare!
Thank you.
Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Bine ați venit! Bună seara! Uvertura operei Forța Destinului de Giuseppe Verdi a deschis cu aplomb concertul din această seară. Suntem Alexandra Velniciuc și Marius Constantinescu, din nou împreună la ultimul act al celei de-a 8-a ediții a festivalului Classics for Pleasure, desfășurat aici la Sibiu. Ultimul act, dar poate și cel mai așteptat, pentru că vorbim de tradiționalul concert Proms of Delight, cel care încheie în fiecare an festivalul și care va aduce dumneavoastră, după modelul concertelor Proms de la Londra, hituri ale repertoriului de operă și operetă, dar veți vedea mult mai mult decât atât. Alături de noi sunt membrii filarmonici de stat din Sibiu, pe care îi salutăm cu prețuire. Concertul de astăzi înseamnă și întâlnirea cu unul dintre cei mai importanți dirijori români contemporani, maestrul Ilarion Ionescu Galați. Dar și cu trei soliști tineri care calcă deja cu convingere pe drumul performanței lirice, soprana Silvia Micu, tenorul Alin Stoica și baritonul Șerban Vasile. Toate! Da, vă rog să aplaudați niciodată! Nu am să vă opresc elanul de a aplauda, pentru că mai ales tinerii trebuiesc încurajați, iar toate acestea se întâmplă la Classics for Pleasure, un eveniment pus în operă de... dezvoltarea societății civile. Ediția a 8-a a festivalului Classics for Pleasure este intitulată Festival of Culture în onoarea sloganului Sibiu City of Culture, City of Cultures, pe care orașul l-a utilizat în 2007 când a deținut titlul onorant de capitală europeană a culturii. Pentru a celebra importanța culturală a orașului Sibiu, vă invităm să urmăriți un clip în care veți recunoaște câteva dintre cele mai proeminente figuri ale vieții culturale a orașului și din care veți înțelege de ce cultura este unul dintre cele mai puternice motoare de dezvoltare durabilă pentru o comunitate. Vedem clipul împreună! La 10 ani după Capitala Culturală Europeană din 2007, putem spune că Sibiul, alături de Luxemburg, sunt unele din cele mai bune exemple de ceea ce înseamnă dezvoltarea strategică a unei comunități printr-un dat cultural. Sibiul e diferit, Sibiul e un oraș sofisticat, zic eu, și în același timp confortabil. Viața culturală de acolo merge. Orașul ăsta poate însemna ceva. Pasul următor e o investiție mare în cultură, investiție. Sibiul a reușit prin cultură și, nu în ultimul rând, calitatea profesională și umană a oamenilor să se impună nu numai în România, ci în întreaga lume. Lumea a devenit mai conștientă de cerințele unei societăți occidentale. Eu sunt absolut încântată de ce se întâmplă. În 2007 am avut bucuria să văd că am florit. A luat un avânt. A devenit un model. E în centrul de interes. Arată mai bine, e mai curat, e mai aranjat. Cultura e un fel de a te uita la lume. Sibiul a stabilit un etalon pentru tot ceea ce a urmat să se întâmple pe urmă în țară. Sibiu era gri. E internațional, e global. M-a dus actul cultural mult mai aproape de publicul larg.
oamenii au acces. Sibianu are de ales. Calitatea evenimentelor crește. Am câștigat foarte mult public. Fete noi interesate, un public viu. Publicul care s-a creat la Sibiu este un public unic, nu numai în România, ci în lume. Da, doamnelor și domnilor, Sibiul este fără doar și poate un oraș efervescent, iar anul acesta sărbătorim și câștigarea titlului de regiune gastronomică europeană în 2019. Pentru a celebra importanța gastronomică a recomandat. Și tot acolo, pe classicsforpleasure.ro, suntem în direct, în live streaming, în concertul din această seară. Doamnelor și domnilor, nu s-ar fi putut desfășura cea de-a 8-a ediție a festivalului Classics for Pleasure fără contribuția esențială De asemenea, mulțumim foarte mult partenerului nostru principal La Fântâna și teriile pe care le port, pentru că ele sunt oferite de Taylor Jewelry. Vă mulțumesc că acel ceva care face ca o femeie să se simtă specială, iar dacă nu aveți timp să vizitați aici bijuteria, o puteți face în orașele mari ale țării. Mulțumim foarte mult! Și încă un lucru foarte important, la sfârșitul concertului din această seară vom afla și câștigătorul unui weekend în doi la Domeniile Martinuții. Este marele premiu pe care organizatorii Classics for Pleasure, Elitar Club UNESCO, vi-l oferă la această ediție. Până atunci, însă, avem ore de muzică pe care să le trăim împreună. Soprana Silvia Micu a studiat la Conservatorul de Muzică din Verona și la Universitatea Națională de Muzică din București. Și-a început călătoria muzicală cu premiul întâi la concursul Ionel Perlea, premiul întâi la concursul Mihail Jora, premiul întâi la concursul național de lead românesc, premiul Academiei de Muzică din Verona, premiul Peter Maag la concursul Maria Callas din Verona și premiul întâi la concursul internațional Hariclea Darcle. Silvia a debutat la Opera Națională București în 2014 în Boema, iar un an mai târziu a interpretat-o pe Adina din Elixirul Dragostei la Festivalul Internațional Hariclea Darcle. De atunci a îmbogățit repertoriul cu alte titluri, precum Flautul Fermecat, Nunta lui Figaro, Don Giovanni sau Romeo și Julieta. Anul trecut, Silvia și-a făcut debutul în Germania, la Pforzheim și Wiesbaden. Iar pentru prima întâlnire cu dumneavoastră de astăzi, cântă valsul Muzetei din Boema de Puccini. Orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu este condusă de maestrul Ilarion Ionescu Galați.
Am ascultat valsul de Chopin, Glazunov, cu Orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu, condusă de maestrul Ilarion Ionescu Galați. În contextul existenței unui însemnat număr de muzicieni și a unui conservator de muzică, dar și a unei îndelungate tradiții în domeniul interpretării simfonice și de operă, în 1949 a luat ființă Filarmonica de Stat Sibiu, instituție profesionistă de spectacole și concerte, care de-a lungul anilor a apărut în mii de evenimente muzicale. Mulți cronicari au elogiat nivelul muzical al concertelor orchestrei sibiene, oglindind totodată calitatea înregistrărilor pentru radio și televiziune, cât și pentru disc. Orchestra a efectuat turnee în Franța, Germania, Italia, Austria, Spania și Rusia, iar muzicienii ei s-au bucurat de colaborarea unor nume precum Ion Voicu, Valentin Gheorghiu, Ștefan Ruha, Sviatoslav Richter, Dmitri Bashkirov sau Montserrat Caballé. Sperăm că se vor bucura și de întâlnirea cu Alin Stoica, pentru că, în mod sigur, peste puțină vreme vor avea ocazia să fie mândri de tenorul care vara aceasta a câștigat premiul special Luciana Pavarotti, premiul special al publicului și premiul al doilea la competiția internațională de la Sarzana din Italia, distinții care i-au adus lui Alin și șansa de a apărea peste câteva săptămâni în marele concert de la Arena din Verona, care va comemora 10 ani de la dispariția lui Big Luciano. Alături de Placido Domingo, José Carreras, Angela Gheorghiu sau Fabio Armiliato, publicul italian va avea ocazia să aplaude această voce strălucitoare de tenor, un alt produs al Universității Naționale de Muzică din București, marca Ionel Voineag. Alin este solist al Operei Naționale București, unde a cântat deja Traviata și Boema, un răsfățat al publicului, dar și al jurilor competițiilor naționale și internaționale. Marele premiu la concursul Paul Constantinescu, premiul de excelență la Festivalul Lidului Românesc, finalista al Grand Prix de l'Opera și, vara aceasta, premiul al treilea la prima ediție a concursului internațional La Soluta Virginia Zeani. Îl vom asculta cântând No Puede Ser din Zarzuela la Tavernera del Puerto de Pablo Sorozabal. Și dăm înapoi și vom zice corect. Alin Stoica. Vivalus de milusión.
valsa con mi amor. Thank you.
Ceea ce ați ascultat mai devreme și cu siguranță nu pentru prima dată a fost unul dintre marșurile pentru ceremonii regale compuse de autorul britanic Edward Elgar. O alegere firească de altfel pentru un concert care încoronează muzica drept regină a emoțiilor, o alegere pentru care mulțumim maestrului Ilarion Ionescu Galați și Orchestrei Filarmonicii de Stat din Sibiu. Baritonul Șerban Vasile este la rândul lui absolvent al Universității Naționale de Muzică București, acolo unde s-a pregătit cu regretata soprană Eleonora Enăchescu. O bază tehnică riguroasă, dublată de o voce cu velur și mătase în ea, i-a permis ca la doar puțin peste 30 de ani să aibă la activ spectacole la Metropolitan Opera din New York sub bagheta lui James Levine sau la Opera din Amsterdam sub bagheta lui Daniele Gatti. De asemenea, Șerban a cântat la Florența, Roma, Como, Brescia, Cairo și Tel Aviv. Și în țară, numele lui este unul dintre cele mai solicitate, atât în operă, pentru Bărbierul din Sevilla, Cenușăreasa, Don Carlo sau Lucia di Lammermoor, cât și pentru repertoriul vocal simfonic. Cântă acum una dintre cărțile lui de vizită, Cavatina lui Figaro din Bărbierul din Sevilla, de Gioachino Rossini. Risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la 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 la, col cavaliere. Col tra la 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 che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere.
di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, con la sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto biglietto, Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, hey, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro giù, pronto, prontissimo, sono l'incredibile, sono il fattore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, sono il fattato della città, sono il fattato della città, della città. Șerban Vasile, doamnelor și domnilor, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu. Iar seara aceasta este una cu totul specială, pentru că aici, la Classics for Pleasure, avem bucuria de a-l aniversa, sărbători și aplauda pe maestrul Ilarion Ionescu Galați. Pentru un prinț al baghetei nu se putea alege decât o muzică demnă de un suveran. Din suita Mihai Viteazu de Tiberiu Olah, ascultăm Intrarea în Alba Iulia, cu Filarmonica de Stat din Sibiu și maestrul Ilarion Ionescu Galați. Thank you.
Un regal muzical avem și în seara aceasta pentru dumneavoastră, în ultima seară a celei de 8-a ediții a festivalului Classics for Pleasure. Doamnelor și domnilor, Alexandra, te rog. Continuăm concertul nostru și nu cred că vă surprindem spunându-vă asta, concertul intitulat Proms of Delight cu aria Silviei din opereta omonimă de Emerich Kallmann cu Silvia Micu. Apoi vom continua cu muzica filmului Gladiatorul în regia lui Ridley Scott, muzică scrisă de celebrul Hans Zimmer. Și pentru că suntem la capitolul partituri universal celebre, veți recunoaște apoi canzoneta O Sole Mio de Eduardo Di Capua cu Alin Stoica, urmată în pandant de muzica scrisă de marele John Williams pentru Războiul Stelelor. Vă dorim audiție plăcută în compania Orchestrei Filarmonice de Stat Sibiu, alături de maestru Ilarion Ionescu-Galați. Thank you.
sole, un'aria serena dopo la tempesta, e l'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa la giornate sole, ma buono fa notte, o sole se ne scene. Beneve quasi na malinconia, sotto a fenestra gioia restaria. Quando fa notte o sole se ne scene,
Prompts of Delight la ediția cu numărul 8 a festivalului Classics for Pleasure Festival of Culture, un eveniment ce poartă marca profesionalismului și dedicației ce caracterizează asociația Elite Art Club UNESCO. Continuăm cu alte armonii pe care fără doar și poate le veți recunoaște în compania Orchestrei Filarmonicii de Stat din Sibiu, condusă de maestrul Ilarion Ionescu Galați, ascultând Non discordar di me de Ernesto de Curtis cu Șerban Vasile, apoi Caravana de Duke Ellington. Thank you.
ce momente frumoase se nasc aici la Festivalul Classics for Pleasure, iar dumneavoastră sunteți și în seara aceasta, ca de fiecare dată de altfel, un public minunat. Vă mulțumim foarte mult! V-am promis, doamnelor și domnilor, inclusiv scene din opere și operete la Proms of Delight. Vor urma duetul Lippenschweigen din Văduva Vesele de Lehar cu Silvia Micu și Alin Stoica, apoi Silvia va reveni pentru La Cidarem la Mano din Don Giovanni de Mozart împreună cu Șerban Vasile, dar va avea timp să-și tragă sufletul pe durata marșului Semper Fidelis de John Philip Sousa. Sagt klar, es ist wahr, du hast mich lieb. Bei jedem Wasserschritt tanzt auch die Seele mit. Da hilft das Herz am Kreuz, es läuft und hoch, sei mein, sei mein. Und der Mond, er spricht ein Wort.
sempre mio sogno sarà. La gioia. Ci sposeremo, pam pam. Silvia Micu și Șerban Vasile, bravo. Felicitări, tineri talentați, avem cu ce să ne mândrim în țara asta. Doamnelor și domnilor, suntem aproape de finalul oficial al acestui concert, pe care îl vom încheia cu tema filmului Superman de John Williams, apoi va urma celebrul Brindisi din Traviata de Verdi cu toți cei trei soliști și, în final, suita Sunetul muzicii de Richard Rogers și Oscar Hammerstein. Dar, atenție, vor urma surprize. Asta este garantat. Abia le așteptăm!
Oh,
La mulți ani, maestre! La mulți ani! Bravi! Bravi! Sus, bravissimissimi!
Filarmonicii de stat Sibiu sub bagheta maestrului Ilarion Ionescu Galați. Frumoase momente aici în ultima seară a festivalului Classics for Pleasure. Doamnelor și domnilor, în următoarele momente vom fi beneficiarii unui eveniment pe care am să vă rog să-l păstrați în suflet de acum încolo, atât dumneavoastră cei maturi, cât și cei mici, pentru că astfel de momente se întâmplă rar, iar atunci când avem artiști importanți alături de noi, trebuie să învățăm să-i prețuim, să le mulțumim și să-i respectăm. Așadar, născut în 1937 la Iași, începe studiul muzicii la 3 ani și jumătate cu tatăl său, muzician amator de distinsă factură intelectuală. În timpul conservatorului își începe cariera solistică și obține bursa Enescu prin concurs, iar în 1959-1960 câștigă premiul întâi la concursul național George Enescu. Este primul interpret român al concertului numărul 1 pentru vioară și orchestră de Șostacovici, alături de Orchestra Cinematografiei. Apare ca solist în numeroase concerte cu Orchestra Filarmonicii George Enescu din București, al cărei membru a devenit după absolvirea conservatorului. Între anii 1958 și 1968 are activitate solistică alături de toate ansamblurile simfonice din țară, inclusiv Orchestra Radio și Filarmonica George Enescu, sub baghetele dirijorilor Mircea Basarab, Mircea Cristescu, Paul Popescu. În paralel, urmează cursuri de dirijat cu maestrii Emmanuel Elenescu și Mircea Basarab și obține o bursă de studii a guvernului francez la Paris. Acolo urmează cursurile de dirijat la École Normale Supérieure de Musique, sub îndrumarea maestrilor Charles Mung și Pierre Dervaux. Absolvă cu calificativul maxim al unanimității de jury în 1968 și devine dirijor prin concurs al Filarmonicii din Brașov. În 1970 este bursier al Departamentului de Stat American, urmând cursurile de perfecționare la New York cu Leopold Stokowski și la Philadelphia cu Eugene Ormandy. Considerat de presa din țară și de peste hotare un dirijor de prestigiu, este invitat în anii următori să susțină concerte cu orchestrele filarmonice din Austria, Belgia, Germania, Elveția, Turcia, Grecia, Rusia, China, Italia, Japonia, America, Singapore, Filipine, Mexic, Suedia și Norvegia. Denumit de critica de specialitate omul orchestră, dirijorul pictor, un prinț al baghetei, auzul său
absolut este de referință. Este cetățean de onoare al orașelor Ploiești, Brașov, Târgu Mureș, de asemenea membru de onoare al Academiei Suzuki din Japonia. În 1992 a primit diploma de onoare a Ministerului Culturii în Turcia. 10 ani mai târziu primește Marele Premiu al Criticii Muzicale, iar în anul 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer. Doamnelor și domnilor, pentru momentul următor îl invităm alături de noi pe directorul artistic al Elite Art Club UNESCO și producătorul festivalului Classics for Pleasure, domnul Laurențiu Dașcă. Bună seara, bine ați venit! Felicitări pentru ceea ce faceți de 8 ani de zile încoace! Bună seara, vă mulțumesc! Această seară este o seară cu totul specială și sunt destul de emoționat. Vreau să vă spun că maestrul Galați este cel care a contribuit în foarte mare măsură la lansarea acestui brand Proms of Delight. În anul 2004, în momentul în care Elite a început să organizeze concerte de mare anvergură, am început primul concert la Ateneul Român cu un Sibian, cu maestrul Cristian Florea. Era pe aici, nu știu dacă a plecat între timp. Vreau să-i mulțumesc. Este primul pas pe care l-am făcut. Ulterior am învățat foarte multe lucruri de la mulți muzicieni, dar unul din cei mai importanți muzicieni cu care am interacționat este maestrul Dar Ionescu Galați. Și cu această ocazie, Elite Art Club UNESCO, prin persoana mea, îi dedică un premiu cu totul special, un premiu de excelență pentru întreaga sa carieră artistică. Vă mulțumim, maestre! Vă felicităm! Vă mulțumim pentru că existați! Vă mulțumim pentru spiritul dumneavoastră! Aș vrea să vă mai împărtășesc din experiența noastră în acești 8 ani. Fetița noastră, Teodora. Eu v-am spus că vor fi momente pe care nu le vom uita. Foarte frumos, Teodora, care a stat puțin așa, l-a urmărit de jos, dar e minunat că e aici alături de noi. În această seară ați auzit marșul de Elgar, marșul numărul 1, este marșul concertului Proms de la BBC, este imnul BBC Proms. Acest brand, Proms of Delight, s-a născut ca un act artistic al muzicienilor români. Am pornit atunci cu maestrul Galați și cu maestrul Ionel Tudor, cu orchestra Bucharest Symphonic Pops. Și vreau să vă spun că ați beneficiat de încă un concert Proms, acum câtva timp, cu maestrul Andrei Tudor, în cadrul muzicii americane cu Paula Selin, și am fost mândru de ceea ce s-a realizat și văd că Andrei a venit tot aici, la Filarmonica din Sibiu, să facă concertul. Deci, ce am făcut noi este un lucru de început și sper să continue la fel cum am dus-o mai departe. Proms of Delight reprezintă o stare de comuniune, la fel cum este și, și la Londra. Și în acest sens, vă mulțumesc tuturor pentru că, uitați, vibrăm cu toți și pe această muzică și pe sloganul Proms of Delight, Everybody's Music. Deci muzica este totuși liantul care ne unește pe toți. Vreau să vă spun că muzica și în principal dirijorii care dirijează muzică sunt foarte longevivi. De aceea, cu această ocazie, aș mai vrea să aduc un omagiu cu totul special maestrului Petre Zbârcea, de la care prezent de 3 seri la festival, dirijor în activitate,
care l-a depășit pe maestrul Galați în vârstă și cu care sperăm să colaborăm în continuare. Am colaborat în cadrul concursului de dirijat Jeunesse Musical de la București și unul din produsele sale este Gabriel Bebeșelea, Sibianul, pe care îl știți cu toții, care acum este un produs universal al muzicii românești. Aș ruga în încheiere soliștii să vină alături, vină alături de noi. Silvia Micu, Alin Șerban, Alin Stoica și Șerban Vasile. Invităm alături de noi. Pentru a-i cânta la mulți ani maestrului Galați. Vă imaginați cât sunt de emoționat și că în tot timpul cât s-a vorbit despre mine, m-am gândit ce să spun. Întâi vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, publicului care m-ați onorat cu prezența de atâția zeci de ani. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, colegilor mei, fără de care eu nu aș fi putut să fac nimic din ce am făcut, nu numai dumneavoastră care sunteți aici, dar colegilor mei din toată țara și din toată lumea, că unde am mai dirijat, fără dumneavoastră și fără ajutorul dumneavoastră și fără dragostea pe care am încercat, după posibilitățile mele, să vă insuflu dumneavoastră și partiturilor care le-am executat, nu, n-aș fi putut. Și bineînțeles, fără ajutorul dumneavoastră și fără prezența dumneavoastră care întotdeauna m-a încurajat. Domnule, domnule doctor Laurențiu Dașcă, doamnă care sunteți aici și domnișoară, aia mică, ceea ce ați făcut dumneavoastră cu acest, cum se numește? Proms, da. Adică împreună. Este un lucru extraordinar să aduni de atâtea ori atâția mii de oameni și să faci niște concerte de largă popularitate, așa cum au făcut întotdeauna formațiile conduse de domnul doctor Dașcă. La cei 80 de ani pe care o să-i împlinesc peste câteva zile, încă mă mențin, da, și vă doresc din tot sufletul sănătate, bucurie și mii de mulțumiri pentru prezența dumneavoastră aici. Sărumana și vă mulțumim. Vă cântăm ceva frumos. Și noi vă mulțumim, maestre, foarte mult. Mulțumim, dați-ne voie să le mulțumim și tinerilor talentați, Silvia Micu și Alin Stoica, felicitări. Vedeți dumneavoastră, aplauzele răsplătesc lacrimile de emoție din ochii Mihaelei Dragomir și a lui Laurențiu Dașcă, sufletul Asociației Elite Art Club UNESCO, cei care au gândit și au crezut în aceste proiecte care, iată, s-au putut împlini și vorbim deja de 8 ediții ale festivalului. Mulțumesc din suflet, Laurențiu! Vă felicit pentru copilul minunat pe care îl aveți. Doamnelor și domnilor, așa cum v-a spus deja maestrul Galați, nu se încheie aici concertul pentru că mai urmează câteva surprize și apoi să nu uităm că mai avem și noi pentru dumneavoastră
tragerile la sorți pentru a desemna câștigătorii tombolei de astăzi și inclusiv câștigătorul marelui premiu al weekendului la domeniile Martinuții. Dar până atunci, alături de maestrul Galați și de Filarmonica de Stat din Sibiu, rămânem în continuare sub vraja muzicii.
Cu Shostakovich și Beethoven reinventat, încheiem și această ediție a concertului Proms of Delight, Sibiu 2017, festivalul Classics for Pleasure. Eroii acestei seri, evident, Silvia Micu, Alin Stoica, Șerban Vasile, maestrul Ilarion Ionescu Galați și o mulțumire tuturor muzicienilor din Filarmonica de Stat din Sibiu și o mulțumire specială domnului director Ioan Bojin pentru tot sprijinul acordat la realizarea acestui concert și, de fapt, a întregului festival. Aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, sunt semnul de recunoștință și mărturia că, iată, încheiem o nouă ediție de Classics for Pleasure, care putem spune că, în ciuda unui început cu tunete și fulgere, a fost un succes și, evident, că pentru asta le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să ducem la bun sfârșit și această ediție, Institutul Polonez, Domeniile Martinuții, una pentru organizarea unui astfel de festival cu asemenea ținută. Dați-ne voie să mulțumim celor nevăzuți care fac posibil ca astfel de evenimente să se poată produce, iată, la 8-a ediție, deci deja un festival care a devenit o tradiție. Mulțumim foarte mult doamnei Mihaela Dragomir, președinte Elite Art Club UNESCO. Mulțumim domnului director artistic Laurențiu Dașcă, cei care gândesc aceste minuni de care ne bucurăm noi în fiecare an aici în Piața Mare din Sibiu. Lui Constantin Grigore, pentru că în afară de calitatea lui de artist, participă cu tot sufletul la organizarea festivalului. Lui Cătălin Lungu, pentru tot ceea ce face și pentru că robotește în jurul nostru de fiecare dată când avem nevoie. Și evident, în jurul lor este o echipă inimoasă, din care fac parte Elena Vasilică, Anca Pricop, Doru Marin, Amalia Bădescu. Pentru toți multe mulțumiri! Mulțumim Dana Sugu, Roxana Țiței, Andrada Roșu, Marian Dumitrașcu. Și de asemenea Sergiu Lazăr, Cristina Pânzar, Mircea Mărginean și multe mulțumiri și pentru prima seară, și pentru a doua, și pentru aceasta echipei tehnice, echipei Media Rent Scenă, Ovidiu Matiu Foto, IVB Media, Ionuț Vișan, filmare și live streaming. Mulțumim, cu toții împreună au făcut această performanță posibilă, iar acum, așa cum v-am spus, avem două vouchere de la Farmec, avem 5 brățări oferite de Taylor Jewelry, cărora le mulțumesc și eu pentru bijuteriile pe care le-am purtat în această seară, și de asemenea avem un weekend în doi la Domeniile Martinuții, o locație pe care am verificat-o. Este absolut minunată, este o oază de rai pe care vă invit să o vizitați pentru că vă va face mare plăcere, așadar, începem cu Farmec, cu voucherul Farmec. Marian Trifan a primit un voucher de la Farmec. Al doilea pe care îl extragem este Fritz Kep. Tare, mi-e teamă că sunt doi domni, bun. Ajungem acum la brățări, sperăm să am mână bună. Ia să vedem. Foarte bună mână am avut. Vasile Gheorghe. Eu mai fac o încercare, ia. Nu se poate așa ceva. Cătălina Dinu. E de bine. E de bine. Mi-a fost frică să mă uit. Andrei Vlad. Mi-am luat revanșa. Mai avem două brățări, nu? Da. Două. Marian Dumitrașcu. O grămadă de doamne norocoase vor fi în această seară. Și Daniela Popescu, iată. Bun. Am reușit să dăm și câteva brățări. Mulțumim foarte mult. Cei care s-au auzit strigați vor fi contactați de echipa noastră și vor putea să se ducă cu buletinul la sediile Farmec și Taylor pentru a-și ridica premiile. Acestea fiind spuse,
Suntem Alexandra Velniciuc mai avem și Marius Constantinescu. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Astea sunt biletele. Exact. Martinuții, weekendul, pleacă la... La Marcela Trifu. Marcela Trifu, doamnă, veți pleca la domeniile Martinuții. Felicitări, nici nu știți ce vă așteaptă acolo. Este foarte frumos. Abia acum suntem... Și vom fi... Absolut. Alexandra Velniciuc și Marius Constantinescu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost prezenți alături de noi. Vă mulțumim că iubiți muzica așa cum o iubesc cei care organizează acest festival an de an. Mulțumim foarte mult Consiliului Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu. Vă mulțumim pentru că existați. Mulțumim artiștilor pentru că ne fac zilele atât de frumoase. Felicitări maestrului Ilarion Ionescu Galați pentru tot ce a făcut, pentru tonusul pe care îl are și pentru omul de spirit care este. Să ne vedem cu bine la anul, la o exact. Nouă ediție a festivalului Classics for Pleasure. Ne vedem în 2018. Vă mulțumim foarte mult, o seară plăcută în continuare. Relax, it's summer! Relax summer la domeniile Martinuții, din Alba Iulia, din Sibiu, de pe autostradă sau de pe drumuri de munte, de oriunde ai veni, vino la Vint, să te întâlnești cu oameni faini, să asculți povești nespuse și să te bucuri de muzici tihnite. Relax summer la Martinuții, cu potoale gătite în cuptor, dar poți încerca și bucătăria Fusion de 4 stele, cu seri direct sub stele sau un noul hotel de 4 stele. E alegerea ta, e plăcerea noastră, e Relax Summer toată vara la domeniile Martinuții în Vințul de Jos, Alba. domeniilemartinuții.ro. Relax, it's summer! Relax summer la domeniile Martinuții, din Alba Iulia, din Sibiu, de pe autostradă sau de pe drumuri de munte, de oriunde ai veni, vino la Vint, să te întâlnești cu oameni faini, să asculți povești nespuse și să te bucuri de muzici tihnite. Relax summer la Martinuții, cu potoale gătite în cuptor, dar poți încerca și bucătăria Fusion de 4 stele, cu seri direct sub stele sau un noul hotel de 4 stele. E alegerea ta, e plăcerea noastră, e Relax Summer toată vara la domeniile Martinuții în Vințul de Jos, Alba. domeniilemartinuții.ro. Filmele nu se termină când scrie sfârșit. Ele abia acolo încep, cu primele replici care îți rămân în minte. You know nothing, John Smith. Cu episodul pe care îl povestești tuturor și faza căreia îi pui pauză ca să o vadă toți cu ochii lor. Cu Internet TV, o altfel de televiziune de la Telecom, filmele nu se termină niciodată. Ai canalele HBO, Cinemax și HBO Go incluse. Totul la 5 euro pe lună. Hainet Liberare! Primăvara începe cu un diamant Taylor. Descoperă colecțiile de bijuterii în magazine și pe taylor.ro.